Toican a avut de gând să-și anunță plecarea imediat după umilința cu Brăila, 2-4 sâmbătă pe Eugen Popescu. Tehnicianul a preferat totuși să discute cu Gică Popescu înainte de a oficializa plecarea de la Târgoviște. Marseara a avut loc o ședință la stadion în prezența fostului internațional, care a acceptat demisia antrenorului. Până la urmă am luat această decizie, considerând, din punctul meu de vedere, că este bine pentru această echipă. Din punctul meu de vedere am luat această decizie pentru că am considerat că trebuie totuși ca echipa să, nu știu, să simtă un șoc. Nu știu dacă este o decizie corectă, dar din punctul meu de vedere așa am considerat. A fost o decizie totuși grea. Stoican a recunoscut că rezultatele din primele două meciuri oficiale ale sezonului l-au determinat să părăsească echipa. M-au dezamăgit, asta nu înseamnă că a fost cineva vinovat. Situația a fost de așa natură încât, v-am spus, în anumite momente, concentrarea jucătorilor fără voia lor era sub nivelul jocului sau sub nivelul cerut de noi ca și staff. Tehnicianul a vorbit și despre cele mai importante momente petrecute la Târgoviște. Cel mai bun moment, strict vorbind de tot ce înseamnă chindia, neapărat de joc sau de asta, a fost faptul când eu împreună cu Nea Silviu și cu Sică Bârdeș am simțit că suntem o familie. Două momente au fost meciul de acasă cu CSM Râmnicu, când a reușit de la 1-0 să revenim la 2-1 și au fost niște acuzații care m-au simțit trist. În meciul cu Poli Timișoara am pierdut acel meci tot datorită neșansei, pentru că dacă stați și analizați situațiile care le-am avut în acel meci, le țin minte perfect și acum puteam să câștigăm, știind că la stadion era lume multă, stadionul aproape plin și era alta atmosfera. Chindia va fi condusă de azi de cuplul Silviu Dumitrescu-Sică Bârdeș. Dumitrescu a condus echipa în turul campionatului trecut încheiat pe podium. Antrenorul a fost detașat director tehnic în decembrie, vorbindu-se la acea vreme de unele probleme de sănătate. S-a exagerat cu starea mea de sănătate. Moment neplăcut în viața mea, însă a trecut. Nu am venit și nu vine locul Stoican. Rămân în funcția care o am de director tehnic și probabil o să asigur un interimat aici. Mă depinde pe ce perioadă, probabil va depinde enorm de rezultate. Și că nu sunt. Mi-am asumat responsabilitatea asta prin funcția care o am la această echipă și sper că, să depășim momentul ăsta delicat în care trece oratorul. E într-adevăr un moment delicat.